Kinetoterapeuții fac parte din echipa medicală, fiind în ultima vreme din ce în ce mai căutați în lumea întreagă. În Germania, acești profesioniști sunt în top 5 al celor mai solicitate meserii. În Statele Unite ale Americii, angajarea terapeuților fizici a crescut cu 22% din 2018 încoace, o cifră care arată foarte clar o creștere mult mai rapidă decât media pentru toate celelalte ocupații. România, în schimb, se confruntă cu o penurie de kinetoterapeuți, iar cei care sunt activi în câmpul muncii nu se simt stimulați financiar, mulți dintre ei alegând să muncească în alte țări. Sunteți unul dintre tinerii kinetoterapeuți aflați la început de drum în această meserie. Ce înseamnă pentru un român care alege această frumoasă meserie astfel de începuturi? Cât de greu este? Una dintre provocările noastre este informația. În general, este informația. Pentru că avem prea multe surse și nu știm de unde să începem și cum să continuăm. Personal am început să învăț anatomia, după aia fiziologia și biomecanica, iar restul au venit mult mai ușor. Partea de fizioterapie, de masaj și de osteopatie m-am înțeles mult mai ușor cu ele. Odată ce înveți anatomia, totul devine mai clar și mai ușor de învățat. Dar o altă provocare o consider interviul de angajare. Pentru că angajatorul vrea să fim tineri, vrea să fim gata pentru piața muncii, dar vrea să avem și experiență. Experiența nu o putem dobândi decât dacă facem practică. Acum, în perioada aceasta a pandemiei, se găsește ușor de lucru pentru un kinetoterapeut fără experiență? Avantajul, ca să-i spun așa, acestei pandemii este că majoritatea centrelor de recuperare au încercat pe cât posibil să-și păstreze angajații și după aia să treacă mai ușor peste acest eveniment. Dar aici apare cunoscuta sabie cu două tăișuri, pentru că dezavantajul kinetoterapeuților care încearcă să se angajeze este că nu vor putea. Per total, toți am fost dezavantajați pentru că acele cursuri la care vreau să participăm, fie că erau la facultate, la master sau cursuri de perfecționare, au fost suspendate. Cum ar trebui sprijiniți tinerii kinetoterapeuți din România? Există deja foarte multe cursuri și grupuri de suport care pot fi accesate ușor, dar rămâne problema salariului. Kinetoterapeuții nu sunt plătiți suficient de mult pentru munca depusă și au fost nu de mult mărite salariile pentru cadrele medicale, însă această categorie de kinetoterapeuți a rămas cu cel mai mic nivel de salarizare. Fiecare pacient care ne trece pragul vrea să fim terapeuți bine pregătiți și să îl punem pe picioare. Însă pentru a fi bine pregătiți pentru toate provocările cu care vine pacientul, avem nevoie de cursuri, care de cele mai multe ori nu sunt gratuite. Iar aici mă întorc la problema salarizării. Dacă terapeutul nu are banii necesari să se formeze, el nu va putea deveni mai bun decât a fost ieri sau săptămâna trecută. Care este nivelul salarial în momentul de față al unui kinetoterapeut în România? Este sub 4.000 de lei. Nu știu cifra exactă, dar sub 4.000. Asta pentru un tânăr kinetoterapeut aflat la început de drum sau pentru unul cu experiență? Unul cu câțiva ani de experiență. Unul fără experiență este și mai jos. În acest caz devine tentant pentru un tânăr kinetoterapeut să plece, să muncească în străinătate? Da, este foarte tentant să schimbi reședința peste hotare, pentru că acolo Condițiile de muncă sunt mult mai favorabile, salariul este mult mai încurajator, iar colegii sunt diferiți, nu au comportamentul acela de hai să ne atacăm unul pe altul, hai să dovedim cine e mai bun, dacă te părăsc, poate am salariu mai mare, poate mărește un pic salariul. Încă ne certăm pe astfel de teme. Câtă nevoie are sistemul de sănătate de kinetoterapeuți și cât de mult se înghesuie aceștia spre acest sistem din România? În alte țări, că tot am vorbit un pic mai devreme, în alte țări kinetoterapeutul este considerat indispensabil. Pentru orice problemă, pacienții apelează la kinetoterapeuți. Dar în România, situația stă un pic diferit, pentru că kinetoterapeutul de cele mai multe ori e considerat masor sau el nu este medic, el nu știe cât știe un medic, așa că foarte mulți nici nu vin la recuperarea medicală, ceea ce nu poate decât să le dăuneze pacienților. Sistemul de sănătate încă are nevoie de kinetoterapeuți, pentru că cele mai multe diagnostice puse pacienților au nevoie de recuperare medicală. Dar mulți studenți care au încercat să intre la această facultate renunță sau se angajează după aia în alt domeniu. Pentru că oricât de mare ar fi pasiunea pentru medicină și dăruirea pentru pacienți, salariile nu sunt pe măsura așteptărilor lor.